A fost, mie îmi place să numesc selecție naturală, adică atunci când cred foarte mult în asta, că atragi ceea ce ești și tot ceea ce faci te reprezintă și asta înseamnă autenticitate și atragi la fel. Aflasem diagnosticul. În momentul în care am aflat diagnosticul, știam tot ce înseamnă, am aflat și planul de tratament și știam tot ce înseamnă asta pentru că și mama mea a avut. Și am zis, ok, cum pot să îmbunătățesc asta, ce pot, diagnosticul nu-l puteam îmbunătăți, ce pot să schimb, ce ține de mine. Și am zis, eu să-mi fac, știam că o să am mastectomie și atunci m-am hotărât, eu să-mi fac un tatuaj. Nu știam ce implică asta, dacă pot sau nu, dar eu asta m-am gândit că așa aș putea să îmbunătățesc situația și că asta poate fi schimbat. După care am uitat, pentru că a trebuit să încep planul de tratament și când am mers la prima ședință de chimio, de chimioterapie, eram la Ametist, unde, fiind pandemie, trebuia să mă duc singură, nu aveam voie să mergem cu aparținători. Și plouam și eram, deja îmi pierduse din entuziasm și din, începea să-mi fie frică, mă simțeam singură și știam că sunt puternică și că am energie și poftă de viață, dar un astfel de diagnostic și un moment în care știi care e tot planul de tratament, cumva începe încet încet să ți se ducă din energie și din entuziasm. Și am ajuns în clinica Ametist, unde eram singură și am zis, cum o să trec prin toate astea, chiar dacă mă simțeam puternică, începeam să mă simt din ce în ce mai neajutorată. Până când, după ce am intrat în clinica Ametist, am făcut doi pași și încercând să caut recepția, am văzut un poster cât etajul. Unde era o femeie care râdea cu toți dinții, așa cum cred că mă văd și ceilalți de mine. Și am zis, aici e de mine. Asta pot să fac și eu. Și mi-am adus aminte de planul meu cum să-mi fac tatuaj. Mi-am văzut de tratament, am mers la prima ședință cu doctorul meu, după care al doilea pas era să aflu cum, de unde sunt făcute pozele astea, cine le-a făcut și vreau să fac și o parte din proiectul ăla. Și așa am aflat de la psihologul Oana Hetea că există asociația Oameni Buni, care ei au un proiect. Eu mi-imaginam cum arătau pozele, eram convinsă că ceva proiect internațional și că pozele sunt făcute undeva în ceva insule exotice, așa mi-imaginam eu la prima vedere, pur și simplu erau prea faine să fie reale și aici. Și așa mi se părea că din mai multe țări, mai multe persoane, îmi plăcea foarte mult că erau persoane de mai multe vârste, că erau pur și simplu în... Nu era Photoshop, erau pur și simplu femei, așa cum sunt ele, arătau minunat, nu mai știam la care să mă uit după ce am văzut, când am dat pe un coridor și pe altul am văzut că sunt mai multe și îmi plăcea foarte mult asta, că erau în mai multe zone și cumva dintr-o dată încep să te simți înțeles, încep să te simți că ok și au trecut, uite-te la doamna asta ce râde, adică era clar că fusese deja operată și tot râde, deci there is hope after all. Și Oana Hetea mi-a zis că este asociația Oameni Buni, că aici este și proiect On Cool Art și așa am început să scriu Alinei, să scriu pe Messenger, pe Facebook și să zic că vreau să fac parte din proiect și din asociație pentru că am zis asta îi, aici mi-e locul, aici sigur sunt și alți oameni care au trecut prin ceea ce trec eu și asta este ce am nevoie. Am nevoie de cineva care a trecut peste astea, știe la ce să se aștepte și uite-te, în continuare râd. De asta am apelat la voi. Cumva la desen mă gândesc să fie un element comun care ne-a ajutat pe amândouă. Fiica mea atunci se năștea, nu știam dacă o să apuce să o vadă în viață sau să apuce să măcar să se bucure de ea, efectiv devenirea ei pe lume.
Însă nu mi-am dat seama ce puternic factor motivant a fost pentru ea asta, să o apuce să se bucure de ea. Iar pentru mine a fost din nou fetița mea, pentru că îmi doream să apuc să am cât mai multe clipe cu ea, să mă bucur, să mergem în excursii, să ne jucăm împreună, să îi fiu alături când are nevoie, pur și simplu să apuc cât mai multe momente cu ea. Deci, cam, ca și element comun, asta să fie în desen, fetița mea. Și cumva am... boala m-a învățat asta, că indiferent ce desen îmi aleg, indiferent ce o să aleg până la urmă, atâta vreme cât sunt în viață, cât orice iese o să fie foarte bine. Înainte îmi făceam foarte multe griji despre cum să iasă, să iasă perfect, cum să fie, și îmi făceam foarte multe griji. Acum încep încet, încet să efectiv las controlul la o parte și pur și simplu să am încredere că oricum o să fie bine, pur și simplu. Doar cel mai important este că sunt în viață și atâta vreme cât trăiesc, o să iasă minunat.